De ce ați ales să veniți la Alexandria? De ce am ales? Destinul. Nimeni altul decât destinul, și destinul de obicei de 24 de ani încoace este foarte bun cu mine, pentru că dincolo de a fi un tip cât de cât cu un talent, am avut foarte mult noroc. Pentru că acum 24 de ani când am intrat pe televizor, am avut noroc pentru că cineva m-a văzut și cineva a auzit de mine și a zis după 24 de ani ce ar fi ca Horia Brânciu și nebuna lui orchestră să vină la Alexandria, și exact așa s-a întâmplat. Mă bucur foarte mult că pentru prima dată în viață sunt la Alexandria, mă bucur foarte mult că pentru prima dată după ce s-a inaugurat această sală polivalentă este deschisă de noi. Să știți că avem mână bună. Nu este prima sală din România pe care ne inaugurăm și de fiecare dată am avut mână foarte bună și spectacolele au fost foarte bune și sănătoase după ce noi am inaugurat. Deci, dacă vreți să inaugurați ceva, casă, mașină, cimitir, nu cimitir, dacă vreți să... Noi suntem buni! V-am spus, dau interviu! La Alexandria! V-am spus, dau interviu! Bună seara! Ne bucurăm că ne aflăm. Deci v-am spus, dau interviu la... Băi, am spus... Mujur nezin de numilor hamăși cu bătăruși că de voi. V-am spus, dau interviu! Bienvenidos todos a Alexandria, la mejor ciudad de România. Muchas mujeres hermosas y todo muy bien. Ce mă rătă că eu rupă, mujur nezin de numilor hamăși cu bătăruși că de voi. Deci îmi cer scuze, aceștia sunt niște sabotori, care întâmplător sunt și oamenii de bază ai orchestrei mele. Despacito, el este Despacito. El este despărțit. El este apropiato și el este cârlionțatul. Deci avem și invitat din străinătate. Și invitat din străinătate, Punta Quinte. Mersi mult. Celine Dion. Alte întrebări ce mai aveți? Spuneți-le acum pe toate că trebuie să intrăm în spectacol. Ultima și terminăm, că nu mai, deja... După ce ați venit cu ultima, da. De ce ultima? Așa. Ce părere aveți despre muzica comercială care... Muzica comercială este foarte comercială, motiv pentru care vrem să o comercializăm și noi la fel vrem să facem muzica comercială. Știu la ce vă referiți. Vă referiți la muzica aia minimă, așa, foarte minimalistă. Minimal. Noi... Maximă. Acceptăm orice. Noi ne place în primul rând live-ul. Noi ne place să cântăm fără playback, fără prea multe track-uri. Important să se audă chitara, trombonul, saxofonul, clapa, toba și vocea în ultima instanță, nu în ultima instanță. Și noi vrem să facem live tot ce am făcut până acum în viața noastră, de când avem orchestra asta de peste 12 ani, am făcut live. Și de fiecare dată ne-am bucurat, pentru că este modalitatea cea mai bună să ajungi la inimile oamenilor. De exemplu, astăzi dacă am fi cântat vreo melodie comercială, cum ar fi... Ce seară minunată! Ce seară minunată nu este melodie comercială. Este super comercială. Fiecare gen de muzică trebuie să existe. Și cel de mainstream, și cel nișat. Fiecare gen de muzică, fiecare artist are propriul lui public. Noi doar vrem să cucerim din ce în ce mai multe urechi și inimi și suflete. Și credem că dacă am inaugurat această sală astăzi, într-o lună frumoasă de mai, dacă publicul a venit în număr mare și a cumpărat biletele, ceea ce e foarte important, asta ne face pe noi bucuroși și recunoscători și ne dă un imbold. Un imbold. Imbold. Yes. Imbold. Imbold, ăștia sunt toți unguri din partea asta. Imbold, să facem lucrurile și mai bune și mai frumoase pe viitor. Sper că am răspuns cât de cât la întrebarea noastră, care necesita vreo 7-10 săptămâni de vorbă. Până una alta, colegul nostru ne filmează din spate. Și acum, în final, o melodie. Copii, adunați-vă. Aici, așa. Și focul se ridică, așa, așa, așa. Păpădușă-n casă, așa, așa, așa. Și totul e sfatopii, așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Ăsta este momentul nostru. Permite
atrăgător de altfel și de fiecare dată noi cântăm și melodiile Artura, în special Fetiția Zuli, pentru că toată lumea din orchestră are câte un copil. Unii au mai mulți. Unii au mai mulți, compensează și pe ceilalți. Așa, astfel încât vă dorim distracție, copii, copii. Imaginați-vă că în fața televizorului este chiar iubita voastră. Vă rog, treceți pe rând și pupați-o pe frunte. Așa. Așa. Aoleu, ușor, ușor. Așa? Așa. Să facem repede. Deci, ne-am sărutat copiii, iubitele și, bineînțeles, astăzi vom săruta muzical publicul din Alexandria. Mulțumesc pentru interviu. Acesta a fost interviul nostru cu Horia Brenciu. Data viitoare sperăm că vom face un interviu mai lung. Deocamdată să vă invităm să terminăm interviul cu intrare în scenă. Vă rog frumos!